Și v-am găsit la un nou joc în VR. De data aceasta, după cum vedeți, suntem undeva într-un cartier foarte, foarte frumos, dar ce nu știți voi este faptul că această casă nu este casa mea. Eu voi intra în această casă și voi încerca să împrumut obiecte, ok? Nu le furăm, le împrumutăm așa, le băgăm mașina, le mergem, le vindem toate cele. Nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade cu Thief Simulator și hai să vedem despre ce este vorba. Nu o să intrăm prin față pentru că avem niște vecini acolo, care vecinii aia, după cum observați, stau cu ochii pe noi. Așa că o să mergem frumușel prin spate și o să încercăm să intrăm la omul ăsta în casă și să vedem dacă reușim. Ba, e o cameră de supraveghere, nu e doar o lumină cu senzor, ok, ok. Bun, suntem în regulă, mergem mai departe și pe măsură ce avansezi vei reuși să spargi case din ce în ce mai bune, să zic așa. Următoarea misiune din ce am văzut e ceva cu o mașină, o să trebuiască să formăm o mașină, așa că... Deci am deschis ușa și avem o listă de furat. Deci avem așa, coffee pot, avem diamond, diamant. Auște, diamant aici, aici, nebun. Ia să vedem. Trebuie să deschidem pe aici sertarele, să vedem dacă găsim ce ne trebuie. Ce-mi trebuie mie? Gaming console. Consolă de jocuri. Dă un coace. Așa, frumos. Ce mai trebuie mie? Îmi trebuie... soft drink can. Deci trebuie să mergem în bucătărie și să vedem... Soft drink can. De ce vreau eu să fur o sticlă de suc? Habar n-am. Mai am nevoie de... Ce mai este aici? Range electric toothbrush. Range electric toothbrush. Ăsta îmi trebuie. Ăsta de ce îl vreau. Așa. Ce mai am nevoie? Game controller. Băi, game controller ar trebui să fie tot aici, corect? Adică unde te joci? Dacă consola era în zona asta, și game controller unde? Mă gândeam că tot în zona asta ar trebui să fie. Security keycard. Ok, nu știu dacă... ia să vedem. Asta am nevoie? N-am nevoie. Ok. Hai să mergem la etaj și să vedem dacă găsim ceva. Bă, acum văd că nu e nimeni acasă, dar în alte case o să fie oameni acasă și... Da... uite, game controller. Dă-l încoace. Perfect. Ce mai avem? Ăștia au un safe aici, frate. Sper să nu vin acasă până când mă... până când reușesc eu să fur tot. Uite, diamantul, yes. Dă-l încoace. Mai avem nevoie de coin, mouthwash și ceva de spălat gura. După ce te speli pe dinți, cred. Mouthwash. Și... Hai să vedem, aici electric... Coin! Nu mai găsesc un coin! Un bănuț! A fost ziua cuiva. E așa ciudat să intri în casele oamenilor, dar... Bănuiesc că... Asta este toată ideea jocului. Electric toothbrush! Asta e. Perfect. Uite, în jocul ăsta chiar trebuie să cauți. Cine își pune hamburgerul aici, pe bune? Bă, și dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă butonașul de like, aș aprecia foarte mult dacă l-ați apăsat. Voi număra până la 3 și la 3 să-l apăsăm cu toții, bine? Hai să vedem. 1, 2, 3. Like! Sper că ați apăsat și voi butonașul de like și vă mulțumesc din suflet. Știu că sunteți unii dintre voi care nici bine nu începe episodul și voi deja ați dat acolo pe butonașul de like. Sunteți cei mai șmecheri abonați dacă ați făcut acest lucru. Avem nevoie de mouthwash. Mouthwash. Care e mouthwash-ul, frate? O fi unul dintre astea? Ăsta e. Range și coin. Bă, unde ești? Unde poate să țină un bănuț? Deci, pe bune, chiar habar n-am. Unde ar putea să fie un bănuț în casa aceasta? Bănuț că nu un frigider, corect? Range ar trebui să fie... Ia stai o secundă. Ok, aici nu este... Nu cred că e niciun bănuț. Pizza? Da, am venit aici și mănânc o pizza la om în casă. Ce să zici? Ia să vedem sertare pe aici. Ok, ok, nimic folositor. Poate în ăsta, nu? Ăla de jos nu merge deschis. Aici nu, aici nu. Bă, nimic folositor pe aici, frate, ești nebun. Ok. Hai să vedem dacă găsim ranch-ul. Avem nevoie de... Asta e o șurubelniță. Ranch-ul e ok, dar... Uite-o. Perfect. Și mai avem nevoie de coin. Care coin? Unde poate să fie un bănuț? Adică... Pe bune, e o casă atât de mare și un bănuț ar putea să fie pe oriunde. Avare și garaj, băiatul ăsta, dar nu e acasă, că n-are mașina acasă. Bine, eu aș putea să fur mult mai multe chestii pe aici, dar n-am nevoie, știi? Adică eu pur și simplu trebuie în momentul de față să fur doar strict ce am pe listă. Dacă e un obiect care nu e pe listă, nu mă lasă să-l iau, știi? Dar unde ar putea să fie bănuțul ăla?
Mă gândesc acum că ar putea să fie prin sertarele de sus. Asta e ușa de la intrare. Prin sertarele de sus ar putea să fie. Am dat seama că trebuie să folosești acest keycard pentru a deschide seiful. Și avem și coinul mult valoros. Și acum mergem la următoarea casă. Hai să vedem. Data asta suntem undeva într-o zonă destul de publică, aș putea spune. Avem acolo un magazin de habar n-am, ceva scule. Iar aici avem o alimentare de asta sau ceva de genul de la benzinărie. Și am de furat un floppy disk range tool. Da, dar problema acum este că trebuie să le iau și să le arunc aici și lumea o să mă vadă, nu? Adică habar n-am. În principiu, ok. Hai să vedem ce avem de furat. Bună ziua, eu sunt doar un om care merge pur și simplu să facă cumpărături, bineînțeles, adică nu am de gând să fur ceva, nu. Păi acum aș putea să fur fără să mă vadă. Deci am de furat un floppy disk. Păi de unde iau, mă, floppy disk, ai nebunit? Floppy disk. Aș putea, ia stai, vreau un cola. Ia să iau un cola de aici, îți deschid. Deci cum pot să-l iau, gen, fără să mă vadă? La 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 la. Uuu, vreau un cola. Hop. E bine? Da, e bine, s-a trecut. Lul, frate. La telefon, nu este atent la ce fac eu. Și acum pot să ies cu ăsta foarte frumos. Și trebuie să ai grijă și să vezi în momentul în care el se uită la telefon. Aia e toată faza. Și acum mai avem așa, floppy disk range tool popcorn. Ok, nu știu care sunt astea. Bănesc că ăsta e unul dintre ele, că am văzut că vrea ceva alcool, dar se cam uită. Băi, uite-te la telefon, vezi că ți-a dat notificare. Eu nu vreau să fur nimic, ok? Eu doar citesc prospectul de pe prospectul. Citesc despre ce este vorba pe această sticlă. Bă, asta bea din magazin! Băi, tu vezi pe asta că bea din magazin? Uite-te la ea! Nu te mai uita la mine, ok? Uite-te la ea! Nu știu de ce asta poate să bea în magazin. What? Ok, să uităm telefon, să uităm telefon. Ne prefacem. Yes! Yes! Ok, sper să fie bun, că nu știu dacă e bun. Ok, a fost bun. Hot dog. De unde iau un hot dog? Hot dog. Unde ai, mă, hot dog? Uite un hot dog. Yes, hot dog. Și ce mai avea de luat? Popcorn. Și popcorn. Ia-mă, dă și un popcorn de ăsta. Fuc om două în mână, ești nebun? Că putem să facem doi în unu. Dar acum să uită! Nu te mai uita, că mi-e foame și vreau să mănânc și eu un popcorn de ăsta. Deci eu măcar nu mănânc în magazin. Ți le fur și le mănânc acasă. Știi, adică trebuie să apreciez chestia asta, nu-ți fac mizerie în magazin. Dar ea ce face? Bea de pe lângă, îi pică pe jos, uitați-vă și voi. Nu uita să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade, mă întorc cu spatele și am ieșit! O, Doamne! Jocul ăsta e prea distractiv, ok. Mai avem range tool și floppy disk. Range tool și floppy disk. Unde găsim un range tool și un floppy disk? Bănuiesc că nu le poți găsi aici din ce văd, dar nu cred. Pentru că range tool ce-ar căuta aici, corect? Și atunci, hai să mergem la Bob Hardware. Pentru că aici sunt alea de scule. Hai să mergem să vedem dacă ne-l... aici sunt doi! Nu, ăla e un client. Bun, deci range tool și floppy disk. Da, mă, ăștia au chestii de calculatoare. Cause a distraction, make a mess. Trebuie să cauzăm noi o distragere. Bun, am nevoie de un range tool. Unde găsesc floppy disk-uri? Că nu văd și nici range tool-ul nu-l văd. Văd pe aici ceva, dar... nu ce-mi trebuie mie. A? Pe unde ar putea să fie? Sau nu le văd eu? Aici avem tastaturi. Uite, sunt partea cealaltă. Ok, sunt în partea cealaltă. Am să fac așa ceva, am să arunc ăsta pe jos. Mă, n-ai văzut? N-ai văzut ăsta că i-am dat ăla pe jos? Ok, am înțeles. Nu! No! Să uite, cine l-a fi aruncat? Oare cine? Nu-mi dau seama. Ia că iau și pe ăsta. Băiatul, vezi că ți-a picat. Bă, nu vede. Să iau ăsta, nu merge. Trebuie să-l fac să plece de acolo. Băiatul. Uite, dă-te repede. Floppy disk. Fugi! Yes!
Yes! Oh my god, nu vine să cred că am și să-l fur. Bun, dar wrench de unde luăm? Ok, ăsta l-avem. Dar wrench tool? Nu l-am văzut pe nicăieri. Și plus că tot așa o să trebuiască să facem o distragere aici. Îmi place că ai diferite chestii pe care trebuie să le faci. Nu e la fiecare magazin de ăsta, nu e la fel, știi? Hai să uităm după wrench tool. Să vedem dacă îl găsim. Care ar fi wrench tool? Unul dintre astea. Ăsta! Ok. Cum aș putea să-i furul ăsta wrench-ul de jos? Știi, domnul? Am să iau ăsta și am să plec. Ok? Mersi! Păi, aparent asta a fost... Nu știu de ce m-am gândit că ar trebui să fie toate doar în magazin. Am ajuns la o nouă casă. Arată destul de bine casa aceasta. Doar că, singura chestie este că ăștia sunt acasă. Și trebuie să avem mare, mare grijă. Din ce am înțeles, în nivelul ăsta va trebui să furăm o mașină. Deci, da, hai să vedem. Car in the garage, first you need a key. Mai întâi ai nevoie de o cheie pentru mașină. Oh my god. Ok, poți să deschid geamul? Nu știu dacă trebuie să ne uităm. Și așa face hoțul. Trece pe la geamuri, se uită frumos. Avem și vecinii acolo care... Zală vecinilor, nu fac nimic anormal. Doar sunt cel care are grijă de grădină. Ok, suntem aici în house flipper. Băi, cred că pe geamul ăsta să intră, dacă nu mă înșel. Ok, pot să intru? Ok, pot să intru. Bun! Intrăm pe geam. Hopa! Mă uit așa stânga-dreapta, mă uit așa pe furiș. Uite-l ia pe nebun. Hai că am căzut de pe scară, dacă e. Și să am grijă când trece. Stai să ne uităm așa de pe scară. Ne avem grijă când trece și să ducem partea cealaltă. Și, ok, ok. Vii la geam, prietene? Okay, să ducem... Ok, să duce pe scară. E perfect. E perfect. E unul care se joacă aici. Ce caut eu aici? În camera lui ăsta care se joacă. Am nevoie de cheia de la mașină. Unde ar putea să-și țină cheia de la mașină? Că aici nu văd. În baie? Ar putea să-și țină cheia în baie? N-ar putea. Atunci jos. Okay, mă uit prin perete dacă vine sus. Cred că vine. Ce ne facem? Ne ascundem în camera lui ăsta. Hop! Uite bă, asta are aparat de VR. Ok, cred că acum doar ce trece pe aici. Da. Ok, prietene, stai acolo că stai bine. Noi o să coborâm. Și nu mai e nimeni în casă decât ăștia doi, așa că... Unde își ține cheia de la mașină, pe bune? Unde e? Ok, ăsta e de la de desfundat WC-ul. Problema e că eu nici nu știu pe unde se duce ăsta. Mașina e chiar aici. Tăticule, câta mașină are! Lol, pot să trec prin garaj direct. Nu ne grăbim. Sper că nu vii în garaj. Sper că nu vii în garaj, stai acolo. Stai așa. Păi nu trebuie să-i fur din buzunar, nu? Adică ar fi super ciudat. Ok, hai să ne întoarcem puțin pentru că o să mă vadă când se întoarce. Mașina de spălat. N-are mai cum să fie cheia mașina de spălat. Mă gândeam pe canapea că și-o mai lasă. Unde ți-e cheia de la mașină, frate? Poate aici e. Ok. Uităm în dulapuri. Nu o să văd dacă am deschis dulapurile, nu știu. Asta o să fie interesant. Am găsit cheia, frate. Dăm încoace și acum o să ieșim. Aș vrea să ies eu pe undeva, să-mi fie ușor să ies. Aici? Yes! Ieși! Mamă, ce ieșire nebună! Și acum... Yes! Drive with AX or trackpad. Brake with the trigger. Ok, deci asta e cam ciudat. Toggle forward and backward drive. Ok, deci o să conduc cu... E ciudat condusul rău de tot. Okay, conduc cu o singură mână. Mamă, ce ciudat e să conduci în VR, frate. Poliția! Aoleu! Stai că fac drift! Mamă, mă urmărește poliția, am furat o mașină. Dă-i, tătică, dă-i la mașina asta cu viteza luminică, nebunesc! Fugi! Aoleu! Am să-n apă!
E bine sau nu e bine? Aparent nu e bine. Ok, mai încercăm o dată. Unde trebuie să o duc, frate? Credeam că în partea aia. Aparent nu. Trebuie să scap de poliție. Ok. Asta e cam intens, așa să zic. În jocurile astea în care trebuie să te miști mult, primești și motion sickness, adică îți vine așa un fel de rău, de amețeală și cu siguranță acum am experiența asta, din păcate. Dar n-ai ce face cu jocurile de genul ăsta așa. Bă, trebuie să scap de poliție. Bune. Fugi, 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 fugi. Poliția e fix în spatele meu. Bă, nu traversa că trec. Mamă, ce nebun. Cum să traversez dacă eu trec? Prietene, cum pot să fac să scap de poliție, frate? Mă gândeam că poate reușesc să... Nu! Am scăpat? Cred că am scăpat. Doamne ajută! Și am ajuns la nivelul 4. Bun, asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa!